România este unul dintre statele Uniunii Europene grav afectate, cele mai lovite de desertificare fiind sudul câmpiei române, Dobrogea și sudul Moldovei. Numai în județul Dolj, solurile nisipoase reprezintă mai mult de 100.000 de hectare, iar în fiecare an suprafața acoperită de nisipuri crește cu mai mult de 1000 de hectare, după constatările fermierilor și specialiștilor. Iar acest lucru este întărit și de cercetările experților Uniunii Europene, care arată că în România situația este critică la granița cu Bulgaria. Uniunea Europeană nu are la ora actuală o strategie comună pentru combaterea deșertificării, deși fenomenul afectează grav Spania, Portugalia, Italia, Cipru, Grecia, Bulgaria și România. În urmă cu 50 de ani, pădurile reprezentau 12% din suprafața județului Dolj, iar la ora actuală putem vorbi de numai 7%, mai grav fiind că această suprafață este în continuă scădere. De aceea, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România solicită Cită din nou intervenția statului prin instituțiile sale specializate, alături de acțiuni concrete ale fermierilor, în vederea stopării extinderii deșertificării în România.